Administrația Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate în cadrul programelor Casa Eficientă Energetic și Casa Verde Fotovoltaice. Totodată, în cadrul programului Casa Eficientă Energetic a fost publicată o nouă listă conținând 87 dosare aprobate în valoare de 4,27 milioane de lei. Prin acest program, beneficiarii pot deconta instalarea de ferestre izolante, izolarea acoperișului, a pereților exteriori, montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare, robinet și conducte noi. Condiția eligibilității proiectului este ca eficiența energetică a locuinței să crească cu cel puțin o clasă energetică. Prin programul Casa Verde, persoanele fizice își pot instala sisteme fotovoltaice pentru eficientizarea consumului de energie electrică în locuințe. Maramureșenii care au aplicat la aceste programe pot consulta listele. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 525 de locuri de muncă vacante. Se caută agenți comerciali, agenți curățenie clădiri și mijloace de transport, agenți de securitate, ambalator manual, dar și asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav. De asemenea, pe listă mai sunt joburi de barman, bucătar, cameriste, casiere, coafeze, cofetar, confecționeri, curier, dulgheri, electricieni, electromecanici, lăcături sau lucrători comerciali. Agenții economici din județ mai caută mecanici auto, muncitori necalificați, pasnici, secretare, șofer, vânzător, tâmplar, zidar, dar și consilieri în instituții publice sau consilieri juridici. Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș din Baia Mare. Polițiștii din Baia Mare au intervenit la un apel 112, sesizându-se faptul că persoane necunoscute ar fi distrus prin incendiere mai multe containere pentru deșeuri menajere și pubele de tip iglu pentru colectare selectivă, aflate în două țarcuri metalice situate pe strada Aleea Jupiter și Bulevardul Traian din municipiu. Incendiul produs la țarcul situat pe Bulevardul Traian s-a propagat la două autoturisme care se aflau parcate în apropiere, aparținând unor bărbați de 32 și 33 de ani din Baia Mare. Autoturismele au fost avariate parțial. Valoarea prejudiciului urmează să se stabili ulterior. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii stării de fapt sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, transmite IJP Maramureș.